Georgiana, Elena, Ștefan, Alina, Fefe, Cristina, Alex, Flori, Clemi, Marin, Ionela, Nicoleta, Ionuț. Familia Șerban are 12 copii cu vârste cuprinse între o lună și 20 de ani. Dumnezeu le-a dat 13, dar unul a murit. De un an și jumătate se îngrijesc și de una dintre nepoate, astfel că, în total, în casă sălășluiesc 13 copii plus părinții și bunica de 72 de ani. Cu toții locuiesc în trei camere care strălucesc de curățenie, trăiesc din alocațiile copiilor și din banii câștigați de părinții care muncesc cu ziua în sat. Sunt mulțumiți că sunt sănătoși, că sunt împreună, dar marele lor necaz este faptul că nu au avut niciodată curent electric, iar copiilor le este tare greu să-și facă temele la lumina lumânării. Nu avem niciun venit după nicăieri, de alocația lor și ce muncim cu ziua, cu căruța, pe unii găsim și asta. Cum reușiți să vă îngrijiți de ei? Văd că e foarte curat aici. Da, păi sunt acasă, e și mama, e mama, fata când vine de la școală mă ajută și ea și toată ziua numai picioarele lor trebuie să stăm ca să fie totul bine. Câți copii aveți și ce vârste au? Păi are de la 20 și până la o lună și două săptămâni. Cât sunt toți? 13. În care unul e decedat, mi-a murit. Cum este fără lumină? Cu mâncarea cum vă descurcați? Cu mâncarea Dumnezeu ne ajută și ne pune pe masă. De unde, de neunde trebuie să le dăm, dar cu curentul e mai greu. Pentru ăștia care sunt la școală, pentru asta că e mică și tot așa trebuie lumină seara, că mai plânge, mai schimbi, mai... Sărăcia în care trăiește familia numeroasă este cruntă. Copiii nu au jucării, rar gustă din dulciuri, iar în această perioadă mâncarea constă doar în urzici, ștevie sau fasole. Bunica este cea care se ocupă de pregătirea mesei și este mulțumită că nepoții nu sunt pretențioși la mâncare. Dacă carne n-avem, am făcut și o fasole și o ștevie și urzici. Și o mâncărică de cartofi, rar când a luat câte un tacâm așa, câte ceva, ce să le faci? Dulce la copii ce le faceți? De unde bani? Când ia pensia, mai dă alditați, câte o bombonică acolo, dacă nu avem posibilitate. Da, o gogoașă sau o clătită le mai faceți? N-avem făină? De unde făină? Când avem, facem, când n-avem... sau o clătită, sau mă rog, un cozonac, nu e posibilitate. V-au cerut vreodată și n-ați putut să le dați? Am mai poftit sărace, am mai zis. Dar le fac la mamă liguță, mănâncă, cu ciorbă, cu astea și le trece, că-i copii mici. Nu-i pretențioși, să iasă la poartă, mamă, mi-e foame. Nu, mama e, ce ne-a dat? O felie de mămăligă, am pus că sare până s-a făcut mămăliga și mâncarea și ei mănâncă. Copiii au acum o mare bucurie, surioara lor cea mică, doar de o lună, pe care o îngrijesc cu rândul și care este cea mai de preț jucăria lor. Trăiesc greu, dar jocurile copilăriei îi fac să uite de lipsuri și sărăcie. Cum vă jucați? Le împărțim, ne jucăm toți în echipe, învățăm pe toți frații mai mici. Și cum e să ai atâția frați? Bine. E bine că vă jucați cu toții, nu? Da. Ce vă jucați voi? Pititea, legatea, baba. Aveți loc să vă pitiți aici? Astăzi, familia Șerban a primit o vizită neașteptată. Reprezentanții Crucii Roșii le-au bătut la ușă și le-au dăruit alimente, jucării și hăinuțe. Iarăși m-a impresionat. Aici e vorba de copilași. Mulți copilași, 13 la număr. Ați văzut ce cuminți, ce-mi place. Așa, în toată sărăcia asta și din 336 de lei din care supraviețuiesc lună de lună, uitați-vă în jur ce curățenie, ce îngrijiți sunt copiii, ce curați sunt. Chiar m-au impresionat. O să încerc. Ieri am aflat de ei. Atât cât am putut, i-am sprijinit cu alimente, în primul rând. Trei sacoșe am adus cu alimente, ceva încălțăminte, ceva îmbrăcăminte, dar o să iau în vedere și o să încercăm să-i sprijinim atât cât ne stă nouă în puteri. Autoritățile locale din Vernești au promis că vor face totul pentru a sprijini familia, dar orice binefăcător poate ajuta cei 13 copii cu haine, alimente sau jucării. Gestul ar fi binevenit atât pentru părinți, dar mai ales pentru copii.